Let's force us. De Granollers, care s-a apărat formidabil, apoi iată reușește să găsească o combinație care să-l învingă pe Nadal. Din nou scurta, nici de această dată nu a fost prea bună, dar lobul este suficient. 15-30. Iată, la ultimul punct, Granollers a alergat 56 de metri, Nadal 71 de metri. Vorbește bine fostul campion de aici, de la Indian Wells. Nadal s-a oprit. Dacă are dreptate, va avea minge de meci. Este afară. A fost afară. Din nou a simțit bine Nadal. Minge de meci pentru el. Salvează odată o minge de meci, de această dată pe serviciul lui Nadal. Moare frumos Granollers în această partidă.
Ce serviciu, ce traiectorie, un challenge solicitat de Granollers. Extraordinar. Patra minge de meci. Nadal are probleme în a închide o partidă. Serviciu impecabil la Teo, urmat de o scurtă. Mingea de meci cu numărul 5. Nadal, un de mare campion. 6-1, 6-4. Nadal îl va întâlni pe Dolgopolov în turul următor. Arată o formă foarte bună, finalistul de anul trecut de aici, de la Indian Wells. Jucați în această seară, începând cu ora 20, primul meci Novak Djokovic, Pablo Andujar. Dar rămâneți în continuare pe Rudy Sport. Urmează și alte meciuri disputate seară. Sunt eu, Luțean Chiuță. La revedere! Cel mai echilibrat campionat din ultimii ani din basketul românesc. Divizia Națională este în direct la Digi Sport. Astăzi, de la 16:30, Ploieștiul vrea să revină în lupta pentru titlu. Dinamo CSU Ploiești, de la 18:15, e derby de titlu. Gaz Metan U Mobitelco. De la ora 20, ai încă un super match din Divizia A. PC Târgu Mureș, CSU Sibiu. Divizia A, campionatul în care albii chiar știu să sară. Digi Sport.